În data de 10 februarie, gospodarii din nordul Argeșului se întrec în a-i arăta Sfântului Haralambie cinstea cuvenită. Împart colaci pentru sufletul celor plecați și stropesc cu aghiasmă vitele și pomii. Încă de la primele ore ale dimineții, bărbații aprind focuri mai mici sau mai mari în livezi și podgorii și au mare grijă să nu le fure cineva vreun cărbune cu care, Doamne ferește, să le facă farmece de luat mana vitelor, roata pomilor sau belșugul viilor. Focul are o puternică simbolistică masculină, de fecundator magic al pământului și al vegetației, care odată aprins este un garant al prosperității gospodăriei. Aprinderea focurilor reprezintă lumina divină ce alungă duhurile rele cuibărite în trunchiurile pomilor. Flăcările sunt întruchiparea unui zeu bun, temut de forțele malefice ce bântuie pământul. Femeile pregătesc olivă cu nucă din belșug și se duc cu ea la biserică. Aceasta este rugăciunea pentru olivă, cu care noi mergem de Sfântul Haralambie și mergem și ungem pomii care nu fac roade, pomii care sunt mai bolnavi, ogoarele la fel, care nu dau semințe bune la timp și așa mai departe. Și ne bazăm totuși, încă ne mai bazăm noi, că Sfântul Haralambie ne ajută în toate. Și să fiu sincer, ați văzut și dumneavoastră că ne ajută. Pentru că nu una... Unul este exemplu atunci când mergem cu securea la un pom și spunem că dacă nu faci anul ăsta roade, îl te tai, anul următor el a făcut roade. Și Dumnezeu ne ajută prin Sfinții Săi și Sfântul Haralambie este unul dintre aceștia care ocrotește livezile, care ocrotește ocoarele, care ne ajută pe noi să putem să petrecem viața aceasta cu îndestulare din punct de vedere al hranei. După ce este sfințită, coliva este adusă acasă, fiind folosită pentru ungerea pomilor, căci coliva făcută de Sfântul Haralambie nu se mănâncă, oamenii având convingerea că, fie și doar dacă o guști, devii rău. Obiceiul de a unge pomii fructiferi cu colivă ține de credința precreștină, puternică rădăcinată în satul românesc, grâul fiind simbolul fertilității. Asta o facem pe fiecare an, indiferent de anul, de timpul cum e, că e ploios, că e zăpadă, că e cum e, noi ne facem datoria, că ei, dacă îi ungem cu colivă, ei rodesc, pe fiecare an rodesc. Bineînțeles că sunt și îngrijiți, dar rodesc. Care nu rodește, îi spunem. Nu rodești, noi ne-am făcut datoria și... Dacă nu, zicem, îl tem. Și el la anul rodește mai bine. Ritul pomului neroditor este practicat de regulă de o pereche de gospodari. Pomul neroditor este amenințat zgomotos, de regulă de bărbat, în timp ce femeia simulează că se opune. Mâinile pline de aluat simbolizează bogăția roadelor pomului care se spune că va fi plin de poame, așa cum sunt mâinile încărcate de aluat. Familia Stan din Vulturești păstrează și astăzi această tradiție moștenită din moși strămoși. Faci prune sau te tai? Nu-l tăia, că-l iau eu pe seama că face poame. Pomul în general, mărul și bradul în special, ca arbore al vieții, apare în cel mai importante momente existențiale. Între pom și om există o legătură ce îi unește în plan ritualic. Cum omul își îndeplinește menirea pe pământ, fiind binecunoscută exprimarea copilul a fost rodul dragostei lor, tot așa și pomul nu poate fi lăsat să nu-și finalizeze menirea prin rodire. Astfel, în momentul de prag al anului, omul se simte dator să nu lase un pom fără menirea lui de a rodi. Cercetări recente au demonstrat beneficiile schimbului de energie specifică între oameni și elementele vegetale.